Domnul președinte, eu țin minte în ultimul an jumate de când a apărut COVID-ul, când noi am avut atâtea cazuri din cauza fostelor guverne foarte, foarte proaste, incapabile, calice și tot alte complimente de genul ăsta venite din opoziția de atunci în frunte cu dumneavoastră. Vremurile s-au schimbat. Noi azi avem aproape 1200 de cazuri. Am revenit, deci cam de unde ne-am pornit. Nici un guvern din lume nu e capabil. Și dumneavoastră atunci prea tare aruncați cuvinte. Sau care e poanta? Nu, eu n-am să dau vina, n-am să spun, cum spunea un fost prim-ministru, spunea că în toată lumea e așa și n-am să spun. Pentru că sunt exemple foarte bune, Danimarca, Spania, dacă nu greșesc, Israelul, dar care depun efort și reușesc să gestioneze. Diferența dintre situația de acum un an și ceea ce avem noi acum este că noi avem vaccin. Noi avem soluția. Cu tot supărările care le avem noi și ele, și eu sunt supărat pe situația actuală. Și că avem 1200 de cazuri pe zi? Pentru că noi, din păcate, am intrat în zona de confort. Și tare mulți cred că asta e... COVID-ul ăsta e undeva nu la mine în familie, nu la mine în mahală, nu la mine în instituții, undeva în altă parte. E la televizor sau e pe site-ul, nu știu care, care în fiecare, ministerului care în fiecare seară ne spune, azi, atâția.